Salutări și bun venit pe Minutul de Grafică. Eu sunt Leontin Andrei și de această dată vreau să fac un mic anunț, să zic așa, pentru că vreau să încep o nouă serie, un mini curs, să zic așa, în care vom lucra la un joc de tip survival care va fi făcut 100% cu materiale, cu assets-uri gratuite. Bun, am făcut deja proiectul și am importat câteva unelte, să zic așa. Dar înainte de a îți spune ce am importat, vreau să îți arăt exact resursele pe care le vom folosi în proiectul nostru. Bun, în primul rând vom folosi un personaj pe care îl va controla playerul și anume acest Red Samurai. Este gratuit, este gata texturat, vine cu 4 animații standard, idle, walk, run și attack. Vom vedea mai târziu cum le vom face. De fapt, am făcut acest lucru într-unul din tutorialele trecute cu acel cavaler. Cer scuze. Și vom folosi aceste 4 animații pentru eroul nostru. Mai departe vom folosi un zombie, Modern Zombie Free, care arată destul de bine. Da, este făcut special pentru jocuri. Și în ciuda acestui fapt arată super. Vine cu texturile lui 1024x1024, are 4389 de poligoane, deci este foarte bine optimizat. Mai departe vom folosi un schelet animat, la fel. Conține 24 de animații și aici avem lista cu animațiile lui. Death, deci animații de moarte. Are 2 animații de hit, cred că de a lovi, nu știu exact. Are 3 animații de idle, idle 1, mă rog, idle simplu, idle 2 și idle hold sword, deci înseamnă că ar putea să fie animat cu o sabie și vom vedea, cred că va trebui să-i adăugăm o sabie mai târziu, vom vedea exact ce și cum. Jump, Resurrection, Run, Stand Up 1, Stand Up 2, 3, Swing Heavy, Swing Normal, Swing Quick. Avem Walk 1 și 2. Nu știu care este diferența, va trebui să ne uităm împreună. Ok. Walk Back, mers cu spatele, stânga, dreapta. Cast Spell, Begin Jump, Jump Loop. Land from jump. Da? Deci avem să facă o vrajă, să înceapă saltul, săritura, o buclă, da? De sărit și aterizare din săritură. Sună foarte interesant, vom vedea exact câte animații vom folosi din toate acestea, dar în mod sigur vom folosi personajul ăsta, e clar. Și preferatul meu, care este un scarecrow, sperietoare de ciori, arată cam așa. Arată foarte bine, din punctul meu de vedere ar merge, mai ales cu pălăria asta. Îmi aduce aminte de pălăria din Harry Potter, care mă face să mă gândesc că ar merge să-l facem ceva gen vrăjitor sau eu știu. Ar fi foarte interesant. Și pe partea de animații avem un magic pack la care mă gândeam să-l folosim pentru acest scarecrow. Nu știu exact dacă vom avea un singur personaj care să folosească sabie și să lovească de aproape sau dacă vom avea 2 astfel de personaje și unul singur de distanță. Vom vedea la timpul potrivit. Tot pe partea de animație vom folosi din nou acest RPG Character Mechanism Animation Pack Free,
care conține câteva resurse foarte, foarte interesante și foarte utile, da? Iar pe partea de teren vom folosi Rocky Hills, Rocky Hills Environment Light Pack, un pachet simplist, care conține texturi 2K, 3 tile-uri, 2 shadere, 15 prefabricate, 6 modele, un copac în 3 versiuni diferite, 3 exemple de scene și un Legacy Project Pack care conține 13 iteme. Deci, ăsta este unul dintre pachetele pe care le vom folosi. Și al doilea pachet pe care îl vom folosi este Mega Fantasy Props Pack. Evident, toate sunt gratuite. Și aici, acest pachet conține foarte multe asset-uri procedurale. Ce înseamnă asta? Înseamnă că le poți combina cum vrei tu. Se poate vedea și în video câte sunt și cu câte materiale și obiecte poți crea scene noi. Avem ziduri de cărămidă, ziduri de lemn și așa mai departe. Foarte tare. Bun. Ne întoarcem în Unity și aici am importat deja două, trei pachete chiar. Am importat character pack-ul, adică efectiv samuraiul despre care Red Samurai, da? L-am importat deja. Am mai importat Mega Fantasy Props Pack, da? Deci acesta. Și am importat și Rocky Hills Environment, da? De ce le-am importat? Pentru că sunt destul de mari, ocupă 300 și ceva de 175 de mega acest pachet și 358 de mega cel cu Rocky Hills. Super. Am să le rearanjez totuși pentru că mulțumim Toby Fredson, dacă ți-am pronunțat numele corect, pentru acest pachet, este super. Și îmi voi face eu folderele mele separate, pe care le voi numi Environment. Cred că am scris corect, dacă n-am scris corect, aia e. Hai să vedem, Environment, preventiv. Da, era corect. Unde voi pune Mega Fantasy Pack odată, îl voi duce în acel folder ca să nu am prea multe foldere aici și să le am ceva mai aranjate, fiind un pachet foarte mare, o să dureze ceva, sper să nu dea crash Unity. Ok, am reușit. Și Rocky Hills Environment, la fel am să-l duc dincolo. Pentru că vreau să am foldere pentru fiecare lucru în parte. Vreau să am pentru personaje, pentru prefabricate. Super. Environment am zis. Prefabs. Ups. Aproape am scris corect. Prefabs. Ok, și models, da? Modele în care am să pun acest personaj care se numește Red Samurai. Și am să modific numele folderului Red Samurai ca să știi exact care este. Și acum, pentru că am terminat cu asta și cu asta și cu Red Samurai, am să le închid și am să merg mai departe la Modern Zombie Free. Aia
aici, pe care îl voi căuta în primul rând. Și îl voi downloada, îl voi încărca în Unity, în proiectul meu. Trebuie să precizăm faptul că este un proiect destul de măricel și harta pe care o vom folosi sau pe care o vom face va fi de tip arenă. Vom crea un teren pe care îl vom modela așa cum vrem noi. Vom folosi texturile pe care le dorim să facem să arate cât mai bine. Și după ce se încarcă, ok, și apoi vom, am uitat ce ziceam, deci am zis că îl vom face, vom face un teren special, ups, deci vom face un teren special, așa e când alergi între programe și trebuie să ții cont de mai multe. Și terenul va fi de tip arenă, da? Adică va fi închis de jur împrejur ca personajele, indiferent că vine vorba de jucători sau de inamici, să nu poată sări de pe hartă. Da? Vreau să evit cât se poate de mult acest aspect și îți voi arăta și cum putem face acest lucru într-o manieră foarte, foarte simplă și foarte bună, foarte eficientă. Ok, aici numele este suficient de lung. Am să-l duc așa, din coace. Avem și o arhivă cu texturi vechi. Am să o păstrez momentan. Nu știu exact despre ce este vorba, chiar am să mă uit. Și ultima, dar nu cea din urmă, True Horror Scarecrow PBR. Ar fi fost interesant să putem să luăm și clownul, dar este contra cost și am zis că nu vom folosi decât materiale gratuite. Ok. True Horror. Și îl voi numi Scarecrow. Scarecrow. Skeleton, nu mă interesează tot numele, mă interesează numai Skeleton și de fapt aici am folder în folder, nu înțeleg de ce, dar oh well, am să-l aduc aici, șterg folderul true horror și cam asta e. Super! Mai trebuie să mai facem un folder care se va numi underscore scenes, unde voi salva scenele pe care, ups, nu aici, care le vom face. Și aici îi voi da numele de, să zicem, scene 01. Și să ne uităm și la environment, să vedem ce avem aici. Nu mă interesează numele de light pack. De fapt, nici măcar environment nu mă interesează. Mă interesează să fie doar Rocky Hills. Aici avem un folder scenes. Care conține mai multe scene, dintre care ATSG sample, care este foarte interesantă și vom folosi ceva în genul acesteia pentru a crea harta noastră, dar va trebui să avem foarte mare grijă la aceste zone marginale, să zic așa, pe care va trebui să le să le izolăm, să punem roci, să punem mai multe. Vom vedea la momentul potrivit în tutorialul următor. Ok, hai să ne uităm și la celelalte scene. După ce reușim să le găsim. Ok, foarte interesant. Avem
un perete de rocă, de piatră. Și aici un alt model de piatră. Sunt curios. Așa arată. Asta este tot sau e făcut din bucăți sau eu știu. Da, sunt. Deci, asta este o bucată completă și avem trei tipuri de copaci. Ok, super. Terrain data. Deci avem aici un teren în prima scenă, în sample-ul la care ne-am uitat prima dată. Și să ne uităm și la Mega Fantasy Pack, după care voi încheia acest tutorial. Avem o plajă care arată destul de interesant. Ok. Păcat că lipsește apa, dar asta este altă poveste. Terenul, da, acesta este terenul efectiv. Castle, avem un castel făcut foarte interesant, cu mai multe încăperi, podea de lemn, super, și mai multe, 2, 3, 4 locuințe în interiorul acestui castel, 5 chiar, 5 case, foarte interesant. Mai avem o curte făcută într-un mod foarte interesant. Ok, House on Night, o casă pe timp de noapte, la fel o casă foarte interesantă. Bine, scena noastră sau levelul nostru va fi pe timp de zi, deci asta nu va fi o problemă. Și asta este White Room, care conține toate piesele din acest pachet care sunt expuse aici. Se poate observa câte și câte exemple avem, da? Singura limită este imaginația. Super! Sunt încântat de pachetele pe care le-am găsit. Abia aștept să trecem la treabă și în tutorialul următor vom începe efectiv să construim scena noastră proprie folosindu-ne de cele două pachete pe care le-am downloadat și mai târziu, după ce vom considera că am reușit să creăm cât de cât scena, vom putea să ne ocupăm de player și să testăm mediul pe care l-am creat, să ne asigurăm că nu există puncte prin care putem să cădem în gol. Și mai mult de atât, vom vedea ce vom putea face pentru a evita astfel de situații. Cam atât pentru acum, îți mulțumesc că ai fost alături de mine, sper că și tu ești entuziasmat pe cât sunt și eu. Dacă ți-a plăcut, dă un like, un subscribe, ne vedem în tutorialul următor, în lecția următoare și hai să facem un joc interesant împreună. Salut!